Iar Camelia Voinea, mama și antrenoarea a Sabrinei Voinea, este în aceste momente în direct cu noi la News Hour-ul CNN. Doamna Voinea, vă mulțumim tare mult pentru prezența la jurnal. Și eu vă mulțumesc. Da, Voinea, ați fost astăzi la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Spuneți-ne ce ați reușit să faceți astăzi și dacă va fi reanalizat exercițiul Sabrinei. Va fi reanalizat. Sper să fie rezultatul care trebuie, pentru că pur și simplu Sabrina a fost penalizată cu acel 0-1 greșit și i-a luat practic medalia de la gât a Sabrinei. Ori lucrurile nu cred că ar trebui să rămână așa, datorită faptului că acest copil a fost nedreptățită pentru o ieșire din covor care nu a fost de fapt ieșire din covor. Cum s-a putut întâmpla acest lucru, doamna Voinea? Pentru că imaginele sunt foarte clare. Nu știu ce să vă spun. Nici nu vreau să se interpreteze a răutate, sau dar nedreptate este clar că a fost. Ori o neatenție, ori, nu știu, cineva este în culpă. Trebuie să depistăm adevărul, pentru că Sabrina chiar nu a ieșit din covor. Se vede foarte clar pe poze la toate patru liniile și a onorat gimnastica românească, deci a avut un integral foarte bun la sol, care chiar această medalie contează foarte mult pentru gimnastica românească și pentru România. Înseamnă enorm și faptul că am fost acolo și în finală, dar desigur o medalie înseamnă și mai mult. Doamna Voinea, înțeleg că v-a fost arătată de către arbitrii o fotografie în care se vede doar piciorul Sabrinei, dar nu costumul. Ce ne puteți spune de acea poză? Vă dați seama că dacă vom fi nevoiți să facem anchetă mai mare, să vedem dacă este și costumul și acea zi, vom ajunge și la lucrurile acestea, pentru că mie nu-mi poți arăta doar piciorul. Mie trebuie să-mi arăți că a fost în ziua respectivă de concurs, că poate fi orice picior, nu? Desigur. Doamna Voinea, ați postat pe Facebook un mesaj care a întristat desigur o țară întreagă. Spuneați că veți ieși din gimnastică și dumneavoastră și Sabrina ați rămas cu această decizie sau v-ați răzgândit în acest moment? Nu m-am răzgândit, încă nu am apucat, datorită la tot ceea ce s-a întâmplat ieri, să vorbesc. Mai amănunțit cu Sabrina de acest lucru. Este clar că Sabrina vrea să lucreze în continuare și își dorește foarte mult doar cu mine să lucreze și, bineînțeles, în echipa în care am fost până la această olimpiadă. Sper să se reglementeze cumva lucrurile, să putem reveni la normal. Dacă nu, decizia va rămâne, pentru că nu suport sub nicio formă nedreptatea făcută de vis-a-vis făcută de sportivi. Deci, pur și simplu, sportivii nu trebuie să sufere și nici antrenorii. Da, Voinea, ultimele 26 de ore sunt sigură că au fost groaznice atât pentru dumneavoastră cât și pentru Sabrina. Spuneți-ne în ce stare se află Sabrina acum. Nu tocmai bună. Sabrina, la 2:30 azi noapte, eu stăteam cu ea și o îmbrățișam și plângeam alături de ea, tremura toată, avea prisoane și chiar nu mi se pare normal ca un copil fraged care a ieșit la prima olimpiadă să fi știa că poate să obțină medalie și glorie să fie nedreptățită. Deci voi fi nevoită și vom fi nevoiți ca toată România să reacționăm la aceste lucruri nedrepte și să nu mai pățească pe un alt sportiv ceea ce a pățit Sabrina. Doamna Voinea, vă mulțumim tare mult. Vreau să vă asigur că în spatele dumneavoastră și al Sabrinei se află o țară întreagă care vă susține. Vă mulțumim tare mult și urmărim tot ceea ce se întâmplă la Paris. Vă mulțumesc din suflet tuturor românilor. Vă apreciez și vă mulțumesc mult că stați alături de noi și de adevăr. Vă mulțumesc din suflet. Zi frumoasă vă doresc.